Domnule președinte, co-președinte al Reper, Dragoș Pâslaru, se va face marți, o săptămână de când ați inițiat acest proiect. Câți membri aveți deja înscriși pe platformă și ce semnale din teritoriu ați primit până acum? În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vorbi despre noua noastră inițiativă. Avem în acest moment înscriși formal peste 2000 de persoane și, apropo de semnale, foarte multă lume care a zis că apreciază inițiativa noastră, că ar veni sau că va veni, dar că, evident, fie mai are să-și așeze niște lucruri înainte, fie, pur și simplu, vrea mai întâi să vadă ce face. Și asta mi se pare foarte sănătos, în sensul că dacă, să spunem, la începuturile acestei mișcări de la Resist, platforma RO100 și așa mai departe, încrederea era abundentă, era peste tot. Acum încrederea a ajuns un bun mult mai de preț. Iar după anumite greșeli și dezamăgirea care a fost produsă, pentru că lucrurile nu s-au schimbat în bine prea tare, acum suntem în situația de a trebui să câștigăm om cu om. Deci va trebui să înțelegem că politica înseamnă reprezentare și să mergem om cu om pentru a convinge că această inițiativă nouă nu este un moft, nu este o reacție negativă, ci un proiect de construcție pe care îl dorim într-adevăr făcut mai bine, mai cu cap. Care credeți că este provocarea principală în acești termeni de câștigare a încrederii? Care este provocarea principală pe care o vedeți pentru Reper? Să convingeți că ce, concret? Eu cred că dacă ne uităm la cele două partide fuzionate, Plusul și USR, fiecare au avut clar și au părți clar bune, dar au fost și lucruri care nu au funcționat așa cum a trebuit. Și o să vă dau două puncte care mi se pare fundamentale. În cazul Plusului, problema n-a fost nici încrederea, nici calitatea umană. Problema a fost mai degrabă faptul că am avut un partid în care toată lumea se uita la un lider. Deci se uita să vadă de unde vine lumina și era un partid clădit oarecum de sus în jos. Fără neapărat atenție, e foarte important să fi fost asta intenția celor care conduceau partid. În timp ce... Deci un partid mai degrabă bazat pe idealuri, dar cu această alcătuire. În partea cealaltă, cumva am ajuns să avem un partid care era foarte mult construit pe antisistem, deci pe a dărâma ceva mai degrabă, de a pune ceva în loc, și în care foarte repede, pentru că au existat mai multe grupări interne, s-a învățat cum se pot ucide acele grupări interne. Deci cum să faci să pragmatic, eficient, să poți controla lucrurile în partid. Și atunci s-a ajuns la o chestiune de tranzacțional. Și atunci, aici, ca să mă întorc la întrebarea pe care mi-ați spus, care sunt lecțiile? Pentru că asta e cel mai important lucru, să recunoști că sunt lucruri care n-au mers bine. Prima lecție. Un partid nu poate fi condus numai de sus în jos cu mână forte sau cu inspirație. Un partid presupune să ridici oamenii valoroși din societate, care vor să intre în politică, să-i înveți ce înseamnă lucrul acesta. Când zic să-i înveți, mă refer și propriu, deci trece prin formare în acest domeniu. Și să poți, într-adevăr, să ai o posibilitate de a lua acest puls de la ei, atenție, din partid și de la cei care sunt în afara partidului. Deci chestiunea de deschidere este foarte importantă. Aici, dacă mergem pe o idee că nu este un management autoritar, înseamnă, iarăși un lucru foarte important, transparența. Lumea trebuie să știe cu ce te ocupi, ce faci. Și asta este un lucru, de exemplu, ce intenționez împreună cu Ramona, deci intenționăm împreună să explicăm oamenilor cu ce ne ocupăm, la ce lucrăm, unde avem nevoie de ajutor. Și asta mi se pare foarte important. Pe latura cealaltă, legată de transacțional, aici recunosc că am și eu o oarecare inadecvare cu politica. Înțeleg că tranzacționalul nu poate fi eliminat complet, este partea naturii umane, relațiilor umane. Tranzacționalul poate însemna un schimb empatic de emoții sau poate însemna, la capătul celălalt, mai, ne, mai,
spunem, mai nefiresc pentru mine cel puțin, și anume schimb de funcții. Îți dau voturi ca să-mi dai un avantaj. Da. Ei bine, asta este al doilea lucru pe care aș vrea să-l avem bine întipărit, și anume că dacă avem această structură nou creată și avem acum un răgaz până că apare actele și încep alegeri și începe tot tacâmul, să încercăm cumva să ne uităm la un model prin care oamenii nu intră ca să primească ceva, ci intră ca să dăruiască, să servească. Și asta știu că sună super idealist, dar asta cel puțin este la nivel de deziderat și cumva ce aș vrea să transpunem în practică, un element important în câștigarea încrederii. Astea sunt câteva din primele lucruri pe care le avem pe masă, evident, pe lângă multe lucruri operaționale, de la cum arată diverse decizii și așa mai departe. Cum veți ajunge la oameni ca să vă dăruiască? Aveți o echipă de lideri, inclusiv dumneavoastră, în frunte cu dumneavoastră și doamna Strugariu, care sunteți amândoi europarlamentari, cu activitate intensă în Parlamentul European. Cum veți ajunge la oameni? Eu am avut deja o primă discuție cu soția mea și înainte să apuc eu să-i spun prea mult, m-a întrebat, deci dispari pentru următoarele luni. Și da, realitatea este că nici măcar cu Zoom-uri nu se poate face acest lucru. Trebuie practic să mergi în țară. Practic, vara aceasta o să profit de vacanța parlamentară și o să bat țara dintr-un cap în celălalt, Ramona la fel. Există un mare avantaj aici, pe care nu vreau să scot prea tare în evidență, dar e o chestiune care ne vine natural și mie și Ramonei. Noi ne place să vorbim cu oamenii. Ne place să mergem și să discutăm și să avem această relație empatică cu cei care vor să ne susțină sau cu cei care ar trebui să le recâștigăm încrederea. Eu cred că ca orice organizație în care este vorba despre oameni, un exercițiu de onestitate în care te duci, explici, stai, discuți, preiei feedback-ul și mai mult decât oricând cere ajutorul, funcționează. Așteptarea mea este ca multă lume din afara celor care susțin un partid sau alt partid politic de astăzi să vină către noi. Într-un mod, atenție, iarăși un lucru pe care, apropo de lecții învățate, într-un mod în care vor să devină membri, da? Sau într-un mod în care rămân într-un cerc de susținători, la fel de important din punctul meu de vedere. Câte filiale sperați să vă urmeze parțial? Adică în câte filiale sperați să aveți rapid constituit partidul? Sigur, pe structura USR, pentru că e inevitabil. Aici ați anticipat oarecum parte din răspunsul meu. Scopul nostru nu este de a rupe colegii din USR. Deci, ca să fie foarte clar, știu, am auzit-o și pe doamna Culcer făcând niște comentarii pe tema asta, că prea e bine ca să fie adevărat, dar chiar aceasta este chestiunea. Noi avem foarte multă lume care a plecat deja din partid. Odată am pierdut un val masiv în momentul în care s-a întâmplat fuziunea. După aceea am mai pierdut încă un val după ce s-a întâmplat fuziunea și, în ultimul rând, sunt foarte mulți oameni care n-au venit către noua structură fuzionată. Eu am avut deja sâmbătă acum o primă întâlnire la București, pentru că am mers acasă și am spus că cred că este important să începem tipul acesta de întâlniri. Și chiar a fost o întâlnire despre lecții învățate și mai mult de a asculta și de a răspunde acolo unde există deja claritate. Și au venit 5 persoane dintr-un total de 60 și ceva, 5 persoane care n-au mai avut nicio legătură cu politica vreodată. 60 în total și 5 fără legătură. Da. Din cei 60, o parte care au plecat odată cu noi, altă parte care plecaseră de ceva vreme și ne-am regăsit după mult timp, ca să spunem așa. Deci cred că, fără să am pretenția că acest lucru înseamnă o reprezentativitate ca proporție la nivel național, cred că există o foarte mare potențial de a ne adresa celor care sunt în zona de nehotărât sau chiar care nu sunt neapărat mare fani al vreunui partid mai nou sau mai vechi de pe scena politică. Și aici, când vorbesc aceste lucruri, mă refer la la sondaje de opinie și la cercetări sociologice care ne arată că discutăm de undeva la 41% din populație care
cumva nu are o opțiune politică clară și în cel mult se decide cu o săptămână înainte de vot înspre cine își direcționează votul. Și sunt, vorbim aici despre un electorat de oameni activi care cred că ar putea să găsească o nouă ofertă politică ca fiind atractivă dacă reușim să le câștigăm încrederea celor care nu au fost și recâștiga încrederea celor care cumva și-au pierdut-o pe parcurs. Și asta e foarte important de înțeles. Plecăm de la înțelegerea faptului că există o dezamăgire serioasă în societate și că suntem și noi într-un fel sau în altul culpabil pentru că am participat în acest exercițiu de dezamăgire. Deci aici mi se pare foarte important de a pune un început bun și clar și onest din capul lor. Deci de o asumare a responsabilității pentru trecut și pentru... Absolut, absolut. Deci vă mai rog să ne gândim încă o dată la valul de emoție pozitivă pe care îl aveam 2016 guvernarea, 2017 UG13, te întâlneai cu lumea pe stradă și zicea, adică era un vibe extraordinar. Acum mă întâlnesc cu lumea pe stradă și mă întreabă, băi, dar ce ați făcut? Aoleu. Deci cumva lucrurile astea nu sunt de ignorat. Pe mine ce ați făcut în ce sens? Că ați ieșit de la guvernare? Ce ați făcut în sensul că ați ieșit de la guvernare? Ce ați făcut în sensul că v-am votat pe voi și acum avem guvernare PSD-PNL? Ce ați făcut de vă certați în continuu între voi? Deci lucrurile acestea care pe mine cel puțin mă afectează destul de serios. Eu în Parlamentul European îmi fac treaba și mi-o fac bine, dar asta nu înseamnă că dezideratul final, ceea ce înseamnă ca românilor sau României să-i fie mai bine, este atât de ușor de atins dacă nu avem o aliniere acasă și care să ne permită cumva să împingem aceste lucruri. Deci ați ajuns cumva la concluzia din ce îmi spuneți sau la... Mă rog, vă puneți semne de întrebare, hai să nu sărim direct la concluzii că ieșirea de la guvernare poate n-a fost cea mai bună decizie atunci, prin demisia de la guvernare. Asta o spun ferm, deci nu că poate. Cred că a fost o greșeală. A fost o greșeală. Cred că a contribuit la maturizarea noastră. Eu nu cred în faptul că trebuie să le știi pe toate de la început și mai mult decât atâta, mai toți cei care am intrat mai recent în politică, adică nu avem de unde să fim perfecți politicieni din start, nu? Adică asta e ideea. Problema e ce înveți. Ok, în ieșirea de la guvernare a fost ideea că am fost puși într-o situație de chestionare a moralității actului de guvernare, da? O chestiune profundă, etică, principială. Și atunci prima noastră reacție instinctivă a fost că nu putem să girăm o astfel de guvernare, așa mai departe. Dar nu cred că am aprofundat la acel moment consecințele. Adică dacă am fi înțeles poate mai bine sau am fi avut maturitatea de a înțelege mai bine consecințele acestui act, anticipând și reacția lui Klaus Iohannis și această monstruață coaliție, ca să folosesc un termen care a mai fost folosit în istorie, probabil că am fi avut o discuție mai temeinică. Dar acum, știți cum e, fait accompli, s-a terminat, e contrafactual, nu mai ai ce să faci. Dar m-ați întrebat și vă răspund, da, cred că a fost o greșeală ieșirea de la guvernare. Este foarte important, da, este un fapt consumat, dar exact cum spuneați, din orice fapt consumat, dacă nu înțelegem nimic, de-abia atunci e foarte rău. Dacă tragem niște concluzii, e posibil ca pentru viitor el să fie premiza, greșeala să fie premiza unei viitoare negreșeli. Ce fel de opoziție vă gândiți să faceți? Pentru că, în mod evident, deci partid de opoziție... Câtă vreme nu veți fi partid antisistem, înțelegem, mai încet cu ranga, cam asta este mesajul, mai mult cu comunica. Ce tip de opoziție? Mulți se tem că veți face o opoziție de catifea, soft, blânduță, în fața unui colos care se manifestă așa cum îl vedem de altfel. Da, eu cred că mesajul de decență și de moderație pe care l-am transmis la înființarea acestui proiect, în contradicție sau în contrast, pardon, în contrast cu un modelul de bullying, de alfa mascul alfa care dau cu barda, ca să mai folosesc ranga, că nu asta e intenția mea să fac trimiteri la altcineva. Dar una peste alta, cred că cumva a fost perceput de mai multă lume ca fiind ideea aceasta de a îndulci opoziția. Și asta nu este
nu este intenția noastră. Eu cred că poți să fii ferm și că nu trebuie să fii bleg. Deci există mai multe pe un continuu, înseamnă așa, să fii radical strident și să încerci să captezi atenția prin tonul vocii, adică avea o voce care să acopere, dar când te uiți la substanță nu înțelegi prea multe. Mă uit aici, de exemplu, la partidul pe care îl avem pe scena politică, în zona naționalist-populistă. Și acest partid, de fapt, nu are niciun fel de soluție practică pentru societate, dar vine, ridică vocea, creează show, circ și prin asta atrage o anumită parte a societății care își dorește, pentru că o mulțime de oameni din România sunt în acest moment în nesiguranță, în incertitudine, în frică, văd cum cresc prețurile, se întâmplă lucruri, război la graniță și mesaje de tipul ăsta prind. Da. Dar mesajul pe care noi vrem să-l dăm nu este nici o chestiune pe partea cealaltă, în sensul să stăm să ne uităm cum, de exemplu, legile securității astea care sunt acum propuse vor trece. Noi însă ce facem deja, și asta este un lucru care anticipez poziția pe care o să o avem foarte scurt timp în spațiu public, noi ce vrem să facem și am început să facem este să ne uităm la mecanismele de control civil asupra acestor instituții și să putem pune foarte clar pe masă niște lucruri care sunt pentru noi o linie roșie care nu se poate depăși niciun fel. Deci nu doar să spunem mârșăvie și așa mai departe, ceea ce este, nu contestăm chestiunea aceasta, dar vrem imediat să vedem care sunt demersurile pe care le putem folosi pentru a putea bloca acest demers, această propunere care a fost deocamdată pusă la testat piața, că n-a venit oficial până la urmă din partea guvernului. Dar iată, este un prim exemplu excelent pentru a înțelege că vom fi extrem de fermi și articulați în a ne opune unor lucruri care ating statul de drept și transformă România într-un stat polițienesc, dar asta nu înseamnă că vom încerca să folosim pentru asta numai vocabular strident sau să încercăm cumva să acoperim lipsa de soluții doar cu vorbe. Asta este ceea ce mi se pare mie ca un prim exemplu în direcția de justificare a lucrurilor pe care le-am spus mai devreme. Ca să vă puteți opune inclusiv acestor legi ale securității în momentul în care ele vor ajunge într-o formă sau alta în Parlament, veți avea nevoie să aveți parlamentari. Veți avea parlamentari, reper, și când? Vom avea parlamentari înainte de sfârșitul acestei luni, ca să fiu mai precis și să aveți și o informație mai în premieră, ca să spunem așa, și vom avea, din punctul meu de vedere, vom avea nu numai un prim val de parlamentari care va veni acum în luna aceasta, ci vom avea un număr semnificativ mai mare de parlamentari pe măsură ce vom arăta construcția pe care o facem și cum o facem. Lumea încă este preocupată și aici vreau să scoatem elefantul și să-l punem pe masă. Lumea este încă preocupată că acest proiect este de fapt un vehicol sau o fațadă sau orice altceva. Și lumea cumva, pe bună dreptate, într-un climat de neîncredere, își pune problema, dar de ce tocmai voi ăștia cinci, cum ați făcut și de ce faceți asta? Problema este că noi vedem o responsabilitate foarte serioasă în a pune o ofertă de opoziție, repet, decentă și competentă pe masă, pentru că altfel a rămâne și a ne certa și a ne irosi energiile într-un mod steril, fără să te orientezi către, de fapt, ce vor românii, ne va duce la un eșec monumental în 2024. Cu alte cuvinte, mie mi se pare că a sta și a nu face nimica pentru, în condițiile în care intern lupta este inegală, având în vedere contextul organizării politice din partidul din care ne-am retras, nu avea niciun sens să rămânem, ci trebuia practic să oferim o astfel de soluție alternativă. Nu mi-ați spus câți. Ați spus un prim val, altă dată ați spus că va fi consistent. Nu puteți să-mi dați un număr pe care îl estimați? Haideți să spunem că discutăm de peste 10 parlamentari. Eu am pronunțat câteva 10 la un moment dat. Rămâne de văzut
undeva până la sfârșitul anului la ce cifră o să ajungem. Dar ca ordin de mărime discutăm oricum nu de 1, 2, 3, ca să fie peste 10. Nu știu distribuția lor, probabil știți dumneavoastră câți senatori, câți deputați, veți putea constitui un grup parlamentar undeva? Într-o primă, la sfârșitul acestei luni, probabil că nu. Până la sfârșitul acestui an, cu siguranță vom avea suficient cât să putem constitui. Să constituiți un grup parlamentar. Da. Acum, au să vorbim de neîncredere. Politico nu vă ajută foarte mult, pentru că vorbește despre noul proiect al președintelui Macron, acea alianță centristă paneuropeană, care ar urma să îngroape ALDE, și sunt suspiciuni interne că apariția acestui nou proiect al președintelui Macron, apropiat al domnului Cioloș de altfel, ar fi celerizat cumva desprinderea acestei părți din USR, astfel încât să vă puteți alătura acestei alianțe a președintelui Macron. E aici o fermă de adevăr? Bun, haideți să le luăm pe rând. Primul lucru care este cel mai important. Motivul desprinderii noastre nu este un motiv cauzat de vreo alianță europeană. Deci este strict legat de ceea ce se întâmpla în partid și de faptul că am simțit că avem această responsabilitate de a putea servi și a putea dărui lucruri către populație pe care nu reușeam să le facem, fiind marginalizați intern în fosta structură politică. Deci asta este foarte important de înțeles, motivul plecării. Acum, contextul european este un context european important. Și aici nu discutăm doar de proiectul lui Emmanuel Macron. Discutăm de faptul că la zona de familie mai largă, liberală sau centristă, ca să spunem așa, s-au alăturat în ultima vreme câțiva actori importanți. Discutăm de Petkov din Bulgaria, discutăm de sloveni, discutăm de Polska 2050 și toate aceste trei grupări sunt, de fapt, nou val de partide reformiste care merg pe ideea de modernizare. Prin urmare, dacă se pune problema, dacă noi am văzut această mișcare și că am văzut o oportunitate de a crea un nou, să spunem, val în politica europeană prin care să putem crea un diferențiator, da, l-am văzut. Nu este vorba niciun moment de vreo vasalitate față de Macron și așa mai departe, ci de a vedea o oportunitate la nivel european de a avea o voce și un suflu proaspăt pe care să-l punem pe masă și care să se reflecte în dinamica lui 2024. Și aici mai este încă un lucru care evident este important de înțeles pentru toată lumea. Inițiativa care e acum pe masă nu e pusă pentru a distruge ALDE, ci se discută despre crearea unui singur partid paneuropean. Și aici singura discuție este că ALDE propusese o fuziune prin absorpție, ajungem la fuziune iarăși. Deci ALDE vroia ca toată lumea să fuzioneze sub denumirea de ALDE, în timp ce, acum, având în vedere că suntem o serie întreagă de actori politici din diverse țări, ideea ar fi ca să putem crea o entitate care să nu fie neapărat numită tot ALDE sau să fie exact pe brandingul ALDE. Deci nu e vorba de a încerca să dărâmăm ALDE, ci e vorba de a putea crea ceva care este mult mai puternic decât numai ALDE luat separat. Ați spus că ați văzut o oportunitate. La fel au văzut și cei lideri rămași, acum în USR, ar fi fost de acord să urmeze calea acestei oportunități? Sau și aici a fost o problemă? Din perspectiva noastră, a existat o oarecare rigiditate a colegilor noștri care aveau niște relații deja cimentate de ceva vreme în ALDE și care cumva n-au simțit nevoia nici măcar să dezbatem serios această temă. Și acum, având în vedere faptul, repet, că acasă eram ținuți cumva pe banca de rezervă, la nivel european, cel puțin, prestația pe care noi am avut-o ne-a creat oarecare
un oarecare respect și o anumită forță de negociere, astfel încât o marginalizare inclusiv la nivel european prin faptul că nu am fost lăsați nici măcar să stăm să discutăm cu cineva în acest nou context, ar fi fost ridicol. Deci aici este o chestiune chiar de orgolii, să nu lași totuși niște europarlamentari care și-au demonstrat valoarea reprezentând România să poată să aibă niciun fel de cuvânt de spus în acest lucru, nu este neapărat cel mai elegant lucru cu putință. Deci putem spune că și apariția acestei oportunități a contribuit la decizia dumneavoastră și raportarea USR la ea. Să spunem că această oportunitate a fost importantă mai ales în grăbirea momentului respectiv, mai mult decât în influențarea deciziei. Decizia era oarecum asumată, ținea de acele resorturi interne de care v-am spus și de ideea că simțeam că putem să ne oferim energia într-un alt mod. Momentul a fost influențat și de această oportunitate europeană. Vă mărturisesc că chestiunea cotizației neplătite la plecare mie mi s-a părut așa ușor mondenă, ca într-un divorț în care cineva, soțul a plecat sau soția a plecat fără să achite întreținerea. Dar prin amplificarea scandalului a ieșit la iveală faptul că ea, de fapt, face parte dintr-o practică neconcordantă, ca să nu spun chiar contrară reglementărilor europene, fiind practic eu am să folosesc un termen consacrat, parandărât de 10%, pe care parlamentarii ar fi fost obligați, europarlamentarii ar fi fost obligați să-l plătească partidului, încălcând astfel niște reglementări europene, a explicat domnul Cioloș, care a și spus că s-a opus acestei practici. Și de aici am două întrebări. În primul rând, europarlamentarii USR rămași în partid, mă refer la domnul Ștefănuță, la domnul Gheorghe și la domnul Botoș, plătesc acest parandărât de 10%? Sau sunt și ei restanțieri la fel ca dumneavoastră? Nu voi merge până acolo încât să dau nume, dar o parte plătesc, o parte nu plătesc. Asta este ceea ce vă pot spune. Și evident, cred că voi puteți întreba direct dumneavoastră pentru a vedea ce și cum, nu aș comenta eu acest lucru. Cert este că ce ați spus este factual corect. Există o prevedere în statutul europarlamentarilor care spune că nu poate să existe vreo modalitate prin care partidul să rezerve, să rețină sau să ceară vreo parte din veniturile europarlamentarilor. Există o interpretare juridică de acum câțiva ani exact pe această speță clară. Există o investigație OLAF pe anumite delegații naționale, cred că Bulgaria și încă una, exact pe această speță. Și a existat și o opinie juridică a Secretariatului General al Partidului, de altfel, care ne dădea dreptate. Ceea ce este interesant este că în același timp am descoperit că sunt alte partide pe care noi le hulim și care nu aveau practica asta, deci cumva creăm o notă discordantă și prin acest lucru. Dar vreau să precizez un lucru, pentru că asta e ce e important. Eu mi-am plătit cotizația toată această perioadă. N-am plătit această chestiune. Exact. Dar e foarte important de înțeles, pentru că cumva în spațiu public a reieșit că nu ne-am plătit. Eu mi-am plătit chiar o cotizație la un nivel mai mare decât minimul cerut. Am avut și donații pe care le-am făcut, dar nu am plătit exact acel lucru de care menționați dumneavoastră, care, pentru ca să fie un pic camuflat, inițial era chiar 10% din salariu, după care a fost pusă suma care reflectă, de fapt, 10% din salariu. Deci lucrurile au fost destul de clare aici și am văzut că în spațiu public apar lucrurile astea. Da, e ca și cum după un divorț acuzi soțul sau soția că pleacă cu televizorul, frigiderul sau nu plătește întreținerea. E jenant. Nu credeam că o să ajungem la una. E mai mult decât atât. E o practică și mi se pare important faptul că îmi spuneți că în continuare ea a rămas validă și sunt europarlamentari. Eu presupun la cine vă referiți. De exemplu la domnul Botoș, dar mă rog, nu știu dacă vreți să confirmați sau nu, care o perpetuează. Cum a reacționat conducerea USR, majoritatea din biroul național, în momentul în care le-ați spus că există această reglementare europeană și că nu se potrivește? Vedeți, fără să îmi doresc să mai comentez referitor ce ai USR, totuși trebuie să vă răspund la întrebarea pe care mi-ați spus-o. Deci, în vremea respectivă era cea majoritate 14-11, de care probabil că ați mai auzit discutându-se.
decizia fusese de a transmite un mesaj vulgului că nimeni nu cârtește când se pune o astfel de probleme și se pare că, și asta mi se pare pentru mine, asta pentru mine a fost extrem de dureros, că au fost oameni din filiale care au cerut să fim taxați, ca să permit, dacă îmi permiteți lucrul ăsta. Este o accepțiune, dacă tot e să extindem puțin logica, este accepțiunea pe care am primit-o apoi ca și mesaje toxice de tipul partidul te-a făcut, trebuie să dai înapoi partidului lucruri. Eu încercam de fiecare dată să explic și colegii mei la fel, de ce nu avem o dezbatere despre ce facem, dacă facem bine lucrurile în Parlament, dacă muncim suficient, dacă avem rezultate, dacă reprezentăm partidul, dacă asta nu cumva în sine ar trebui să fie o calitate sau un rezultat, în timp ce mesajele în sens invers, și încă aceste mesaje curg, sunt referitoare la faptul că nu respecti o decizie a BN-ului, care, repet, nu contează așa, l-am văzut chiar un coleg care a spus că deciziile BN-ului au prezumția de legalitate, indiferent ce sunt. Deci dacă BN-ul decide că de mâine poți să treci pe roșu, teoretic poți să treci pe roșu. Deci ceva de genul ăsta, asta este ideea. Dar, repet, nu aș vrea să mai insist foarte mult pe această temă. Este un lucru care, pe mine cel puțin, m-a durut și încă recunosc că nu sunt extrem de confortabil în a-l mai discuta. Ce sper eu este ca, măcar după ce a ieșit în spațiu public, toată lumea înțelege despre ce e vorba, să existe o asumare la nivelul clasei politice general în România pentru a opri astfel de practici. Se discută despre renegocierea PNRR-ului. Coaliția a luat decizia să ceară această renegociere de PNRR. Dacă înainte se vorbea despre pensii, acum se vorbește despre granturi pentru recapitalizarea firmelor, irigații, gazele din Marea Neagră și refacerea listei spitalelor modernizate. Având în vedere aceste noi subiecte, irigații, gaze, granturi și spitale, considerați că se justifică, veți susține un asemenea demers? Ca să clarific un pic lucrurile și cu ocazia asta să înțeleagă și oamenii despre ce vorba. PNRR-ul nu se poate renegocia. Deci nu există noțiunea de a renegocia decât dacă demonstrezi că ești într-o situație dramatică de forță majoră. Ce se întâmplă acum cu PNRR-ul este că îi se adaugă o componentă, discutăm aici de componenta RePowerEU, de a putea avea niște resurse suplimentare dedicate independenței energetice de Rusia, dar nu se pune problema în a schimba țintele și jaloanele și toate celelalte lucruri asumate. Asta este un mesaj clar primit și deci de la pensii Bruxelles. Nu se poate umbla ca să... Nu se poate umbla planifică. Și nici nu există. Deci problema nu e că nu se poate umbla, nici nu există nevoia de a umbla atât timp cât în acest moment încă nu folosim tot plafonul. Dar astea sunt alte lucruri. Deci la pensii nu se poate, în schimb gaze, irigații, se pot adăuga. Deci, din perspectiva mea, atât timp cât sunt lucruri care se pot introduce în RePowerEU, poate exista o discuție pe partea aceasta. Eu nu văd motivele pentru care s-ar putea adăuga irigațiile, de exemplu, pentru că discuția a fost în modul următor. Noi avem o sumă substanțială pentru irigații în politica agricolă comună. Deci, ideea ar fi, România trebuia să justifice de ce are nevoie de bani din PNRR când are bani dedicați în programul pe agricultură și dezvoltare rurală. Aici sunt niște lucruri care eu le interpretez și cred că nu sunt departe de adevăr, ca încercări ale celor care au de implementat lucruri în PNRR de a justifica întârzierile pe care le au deja sau le vor avea, spunând că, uite, ei s-au luptat să le schimbe la Bruxelles, că planul a fost făcut de USR și de nu știu cine. Și aici a încercat de a crea justificările pentru a da vina pe Bruxelles, urmează să spună pentru inflexibilitate și așa mai departe. Deci este logica aceea că de fiecare dată când banii vin și sunt folosiți pentru interesul politicienilor, e foarte bine, toată lumea tace și banii de fapt nu sunt de la Uniune, ci din banii lor, din buzunarele lor proprii, primarul dă, președintele Consiliului Județean, guvernul dă, deși sunt bani europeni, iar când sunt lucruri care nu convin, reforme, chestiuni care cumva duc la anumită scădere a influenței politice pe un anumit domeniu sau în celălalt, evident, Bruxelles este de vină și ni se afectează suveranitatea. Discursul ăsta tot auzim și cred că este vorba despre același lucru.
Și pentru final, cu cine vă vedeți în alianță pe scena politică românească în perspectiva lui 2024? Noi avem o linie forte și anume linia pro-europeană. Deci este clar că pentru noi este exclus să intrăm vreodată în alianță cu orice partid anti-european. Și aici avem și noi mostra noastră în România destul de adecvat. În ceea ce primește celelalte partide, în mod evident, aliatul nostru natural pe ideea de modernizare a României este USR. Adică vreau să fie foarte clar, noi nu vedem USR ca un competitor, ca un inamic politic. Credem că am putea acoperi plaje diferite, cu stiluri diferite și cu o logică diferită de ofertă politică și de a interacționa cu electoratul. Și asta este lucru foarte clar. Pe de altă parte, ca să fie foarte clar, nu se pune problema de a ne duce din nou către o fuziune sau lucruri. Adică testarea electorală este pentru noi iarăși o lecție învățată. Lumea culește. Veți merge singur în alegeri, înțeleg. Da, cel puțin. Aceasta este asumția de la care plecăm. Lumea culește plusul că a fost tot timpul tras de toată lumea cumva ca o greutate, ca un lest. Și asta este ceva ce ar trebui să punem în masă. Iar în ceea ce privește colaborarea cu celelalte forțe politice, evident că ne uităm la forțele politice de dreapta ca o primă preferință, pentru că noi avem practic o doctrină liberală centristă, deci este deja o chestiune naturală să ne îndreptăm către acea zonă. Dar de aici și până la ideea că vom face imediat juncțiunea cu un partid sau celălalt din cele care există în acea zonă, asta de fapt sunt lucruri departe de realitate. Ați exclus AUR, dar mi se pare că n-ați exclus PSD. Aici este sau nu explicit. Da, aici este foarte clar de înțeles. Noi considerăm că PSD-ul este responsabil pentru o serie întreagă de carențe remarcabile în dezvoltarea României în ultimii 30 de ani. Pentru a putea lucra cu PSD-ul este deja un lucru care nouă ne este extrem de dificil să o faci. Dar dacă vor exista proiecte care vor fi în interesul național și vor fi niște lucruri clare care vor duce la modernizarea țării într-un context pro-european și vor exista oameni din PSD care vor să susțină acest lucru, noi nu o să stăm să le spunem să n-o facă sau lucruri de genul acesta. Asta este ceva ce am învățat în Parlamentul European. Când vrei să creezi o majoritate care să creeze lucruri bune, creezi un cordon sanitar, într-adevăr, pentru a nu te alia cu orice mișcare din asta radicală care face rău, dar, într-adevăr, poți miza inclusiv pe cei pe care altfel doctrinar poate nu ești în aceeași linie, dar există posibilitatea să creezi ceva care să ajute, de fapt, oamenii. Să ajute România să se dezvolte.